Șoferii din vestul țării care obișnuiau să alimenteze cu carburanții mai ieftini din Ungaria nu mai pot face acest lucru. Guvernul de la Budapesta a anunțat că în cadrul noilor măsuri impuse în contextul crizei declanșate de războiul din Ucraina, numai automobilele înmatriculate în Ungaria mai pot alimenta cu prețuri subvenționate. Numai automobilele înmatriculate în Ungaria vor putea cumpăra combustibil la prețurile plafonate de guvern, în timp ce automobilele înmatriculate în străinătate vor cumpăra combustibil la prețurile pieței. Măsura se va aplica de vineri, transmite Agerpres. În condițiile în care prețurile la combustibil în Ungaria sunt cele mai mici din Europa, a crescut foarte mult turismul în scopul achiziționării de combustibil în zona de graniță, astfel încât acest turism a devenit o amenințare la adresa securității aprovizionării. Cumpărătorii străini profită de faptul că Ungaria este capabilă să mențină prețul la benzină la 480 de forinți pe litru, în timp ce în alte țări din Europa este de 700-900 de forinți. Pentru a preveni un astfel de abuz, numai automobilele înmatriculate în Ungaria vor putea cumpăra benzina la 480 de forinți litrul în Ungaria, ceilalți vor trebui să plătească prețul pieței. Și șoferii români se numără printre cei care treceau granița ca să facă plinul în Ungaria. La începutul acestei luni se constatase o creștere a traficului de frontieră la granița de vest, iar fenomenul era explicat prin faptul că tot mai mulți români mergeau să alimenteze în țara vecină. Motorina costa la acel moment chiar și cu 3 lei mai puțin în Ungaria, iar unii șoferi spuneau că fac o economie considerabilă, chiar și de 150 de lei la fiecare plin de carburant. În benzinăria din primul oraș din Ungaria, una din 5 mașini era cu numere de România.